să investim în primul rând în tineri. Este festivalul de muzică Tinere Speranțe. Este o investiție în tineri artiști, în Medgidia, dar și în consumatorii de această arta frumosului, arta muzicală, pentru că, așa cum ați văzut, sala este arhiplină și noi ne bucurăm foarte mult că sunt în Medgidia oameni care apreciază frumosul. Nu e deloc ușor. Este un festival cu 90 de participanți doar astăzi, din toate colțurile țării, au venit chiar și din Republica Moldova și ne bucurăm că Medgidia a fost astăzi capitala muzicii ușoare pentru tineri. În al treilea an de cantă și e cam al 20-lea concurs. Înseamnă că nu mai ai emoții, ești obișnuită. Da. A fost greu, a fost ușor? Ținând cont că la grupa mea au fost 40 de copii, a fost o bătălie, deoarece au fost copii care au cântat foarte frumos. Am cântat Alibaba. A fost greu, a fost ușor? A fost ușor. E prima oară când vii într-un concurs? Nu. Ai emoții când te urci pe scenă? Da. Ai emoții. Și cu toate astea ai cântat bine. Mulțumesc. Faci muzică de ceva timp? E prima oară sau? Aproape de un an de cantă. Un an de cantă. Aproape. E greu? Nu, e foarte ușor. De câte ori pe săptămână sau cum faci? Eu fac lunea cantă. O dată pe săptămână? Da. Cum s-a simțit mama în tribună? Eu tot timpul am emoții, da. Înțeleg că nu e prima oară când se prezintă. Nu, am mai mers la concursuri. Și nu v-au dispărut emoții? Nu, și nici nu să-mi dispară, clar. Nu v-ați obișnuit ușor, ușor? Nu, încă nu. Vă dați seama, și dacă ar avea 20 de ani, tot emoții am. Dumneavoastră sponsorizați, da? Cu canto și cu... Da, facem o școală. Școala Populară de Arte, cu filiale la Cernavoda. Dumneavoastră ați trimis-o sau ea a vrut? Nu, aceasta este decizia ei. Mergem doar dacă își dorește, nu forțăm, nu nimic. Ați influențat-o cât își dorește? Sub nicio formă, pentru că i-am cerea, i-am zis că nu, nu, nu. Și până la urmă am mers și, da, aici un nenoroc, așa, o notă mai mică de în partea unui membru al jurului. Nu câștigăm tot dar timpul. Nu contează, este bine, participarea este importantă. Ce o vedeți în viață când va fi mare? Ce va place ei, clar. Mi s-au părut foarte talentați unii dintre ei. Unii au aterizat ca și cum ar fi fost aduși acolo pentru că părinții și-ar fi dorit foarte mult să facă această carieră cumva în viața lor. Dar eu sunt obișnuită cu asta pentru că în calitate de jurat de profesie de ceva ani buni am întâlnit foarte multe cazuri de acest gen și am spus de fiecare dată cu regret că pe copii trebuie să-i lași să aleagă această meserie, pentru că dacă nu e făcută cu pasiune, nu va fi niciodată un succes. Dar pe parcurs cred că lucrurile se cer. În schimb, pot să spun că România are talente extraordinare și că în toate jurile în care am fost vreo 20 și ceva la număr, am auzit voci foarte mari care păreau consacrate la vârste foarte mici, adică 9-11 ani. Dacă închideai ochii, puteai să juri că este o domnișoară de 24-25 de ani care cântă pe Broadway, de exemplu. Așa că surprizele vor fi foarte mari. Doamne ajută pentru ei să reușească și să se țină de acest vis al lor. Am întrebat și eu pe câțiva, au un an, doi de cantor, adică sunt cumva profesioniști. Da, așa cred ei, că un an, doi e suficient. Nu, asta este o meserie pe care o faci în an de zile și poți să faci performanța abia după foarte multă muncă și foarte mult cântat live, ceea ce este foarte important.
sunt copiii care își vor schimba vocea, în special băieții, și mai târziu vom vedea dacă îi mai vom reîntâlni în concursuri. Sunt foarte mulți care migrează dintr-un concurs, de la un concurs la altul. I-am întâlnit și în toată zona Moldovei și în alte zone ale României, cei buni, care știu că sunt buni și merg să culeagă trofeele de peste tot, dar și copii noi care au fost surprize frumoase. Una peste alta, genul ăsta de concurs e pepinieră de lansat? Da, a devenit un obicei destul de practicat în întreaga României. S-au înființat chiar festivaluri noi în anumite orașe care nu aveau acest tip de festival, cu categorii de vârstă foarte mici, începând de la chiar 5-6 ani până la 18+. Săptămâna trecută la Brașov am avut ocazia să jurizez împreună cu colegii mei de juriu o doamnă de 42 de ani la 18+, da, care își dorise toată viața să cânte și a avut ocazia. Și am dat această șansă și a fost uimitor pentru ea această experiență și pentru familia ei. Și că te-am pierdut, mă doare să știu că nu mai ești al meu. Mă doare când noaptea pe pernă simt parfumul tău. Acum este frică, mi-e frică, fără tine nu știu să trăiesc. Mă doare să știu că te iubesc, te iubesc. Poate m-am jucat prea mult, acum degeaba regret. Simt cum mă înnec de plâns când îmi amintesc buzele tale. Fierbinți când le sărutam și nopțile albe în care ne iubeam. Acum este frică, mi-e frică, fără tine nu știu să trăiesc. Mă doare să știu că unei alte femei ai să-i spui te iubesc. Mă doare să știu că mă doare când noaptea pe pernă mai simt parfumul tău. Plâng și te chem și noaptea mă rog să mai poți să privești o clipă înapoi. Mă doare. Special din partea lui Florin Degusară, Ștefania Iancu, Ioana Sabina Opa Onofrei, Alexia Maria Marinescu, Cristina Elena Holomei. Felicitări, Cristina, bucură-te de acest premiu minunat!